Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea efectiv ce surprize plăcute vor apărea în viața voastră în perioada imediat apropiată. Vom avea trei variante, ca de obicei. Varianta 1 va fi cubul mov, cea de-a doua cubul portocaliu, iar cea de-a treia cubul verde. Am să vă rog să alegeți o variantă, iar eu voi începe cu varianta numărul 1. Dacă aveți nevoie de detalii pentru o etalare personalizată, le găsiți pe toate în descrierea videoclipului. De asemenea, dacă simțiți că rezonați cu etalarea, am să vă rog din suflet să lăsați un comentariu astfel încât acest videoclip să apară la cât mai multe persoane interesate de tarot și să putem ajunge din nou la 11.000 de abonați împreună. Și, de asemenea, dacă simțiți că rezonați cu aceste etalări, am să vă rog ca pe lângă acel comentariu să dați like la videoclip, subscribe la canalul Lup România Tarot Intuitiv și să apăsați pe clopoțel astfel încât să primiți notificări pentru următoarele mele postări. Etalările sunt zilnice, deci în fiecare zi vin cu câte ceva. Destul de curând s-ar putea să măresc frecvența videoclipurilor, astfel încât de la un videoclip să ajung la 2 sau 3 videoclipuri pe zi, dar am să vă rog să mă ajutați cu distribuirea și cu comentariile, astfel încât să fie cât mai multe persoane care să folosească aceste etalări. Dacă aveți sugestii, am să vă rog de asemenea să le lăsați în comentarii și eu le voi face. Poate nu le fac în prima zi sau în a doua zi, dar cu siguranță le fac pe toate. Bun. În funcție de timpul pe care l-am. Deci, varianta 1, să vedem ce surprize plăcute vor veni în viața voastră. Bun. În acest moment, mulți dintre voi ați avut de acceptat o situație nu prea drăguță în viața voastră și am să vă zic de ce. Aici un proiect foarte drag sau o situație foarte dragă pentru voi a dat greș, dar din ce cauză? Din cauza că voi a trebuit să învățați din acel lucru. Pur și simplu nu era calea voastră, trebuia să învățați că pentru voi există altceva, ceva la care voi până acum nu v-ați gândit, nu v-ați așteptat. Ideea este că practic toată această, nu mai aș zice eșec, nu aș putea zice tot acest eșec, aș zice toată această situație care s-a creat în ultima perioadă e doar ca să vă pună pe drumul cel bun. Voi cu siguranță ați învățat foarte multe din această situație, doar că nu este asta pentru voi, pur și simplu cumva veți folosi tot ce ați învățat aici pentru a aplica în cu totul alt domeniu. Aici este vorba de un domeniu care vă cere de asemenea raționamentul, dar și intuiția. Este o activitate ce vă va cere foarte mare atenție la detalii, unde va trebui să vă bazați pe intuiție, după cum am zis, în aceeași măsură ca pe raționament, va trebui să știți să faceți anumite sacrificii, când să le faceți, când să nu. Pentru unii dintre voi aici poate să fie situație de a deveni în cele din urmă un fel de consilier sau psiholog, psihoterapeut, investitor la bursă, persoană care se ocupă cu brokerajul. Mai poate fi aici persoana care se ocupă de partea intuitivă însemnând tarot și alte metode de divinație. Mai pot fi aici persoane oracol, persoane care întotdeauna știu să vină cu un sfat bun pentru persoanele care vin la ele. De asemenea, voi prin această nouă activitate pe care o veți descoperi curând, veți reuși să vedeți și partea întunecată a voastră, pentru că noi, în general, avem o problemă să ne vedem partea întunecată. Ei bine, voi o să vă vedeți și o să reușiți să o îmbrățișați. De asemenea, aș putea zice, nu știu dacă am zis mai devreme, aici pot fi persoane care folosesc diferite metode de divinație, tarotul. În special, aici aș vrea să vă mai zic ceva. Aici s-ar putea ca unii dintre voi, fără să știți, din cei care folosiți tarotul, s-ar putea să lucrați cu entități mai
jos vibraționale. Încercați să țineți cont de sentimentul pe care îl aveți atunci când faceți cu cărțile. Dacă nu sunteți siguri de entitățile pe care le folosiți, pentru că sunteți la început de drum, pentru că aici, din ce aș vedea, sunteți la început de drum cu toată chestia asta, înainte de fiecare etalare, rugați-vă ghizii să permită să lucrați numai cu entități cu vibrație înaltă. Pentru că voi aici puteți să lucrați și cu entități cu vibrație înaltă, dar și cu entități cu vibrație joasă. Din punct de vedere al lineajului, voi aveți abilități pentru ambele tipuri, dar nu le puteți face concomitent. Trebuie să alegeți, cum avem și în această carte, trebuie să faceți o alegere în calea pe care o veți face. O veți face pentru bine, o veți face pentru interese meschine sau o veți face pentru că simțiți că aceasta este calea și veți găsi o metodă destul de, nu aș zice neapărat bună sau rea, ar fi într-o zonă mai gri. Deci voi puteți alege pe ce cale vă veți duce cu această nouă activitate, pentru că pentru voi, din toată situația asta, voi aveți de ales între trei opțiuni. Fie să fiți bun, fie să fiți nu chiar așa de cu multe entități de lumină, sau să faceți asta pur și simplu cu bune și cu rele. Să învățați să lucrați prin lumină și umbră. Depinde doar de voi ce cale alegeți. Deci nu vă speriați pentru cei care ați început tarotul, nu partea asta o să vă fie cu eșec, ci alt proiect la care ați ținut mult și a fost chiar înainte. Sau este, nu știu, deci pentru cei care s-au apucat de tarot, eșecul a fost deja. Pentru cei care nu s-au apucat, dar se gândesc să înceapă, ceea ce fac ei acum pur și simplu se va încheia și veți simți asta ca fiind un eșec personal, deși nu este neapărat cazul, dar oricum veți învăța foarte multe din aceste situații. Aici aș putea spune, aveți grijă la o persoană care are ochi albaștri, dar de un albastru, aveți grijă la persoane care au ochii albastru foarte deschis. De ce? Pentru că aceste persoane s-ar putea să vă ghideze către o cale care nu este tocmai ok pentru voi. Să zicem, aveți, nu știu, puteți avea un ghid spiritual sau puteți avea o persoană care să vă învețe ceva sau o persoană cu care să învățați să folosiți tarotul, dar trebuie să fiți un pic atenți și să discerneți de unii singuri dacă această persoană într-adevăr lucrează cu entități de vibrație ridicată sau nu, pentru că pentru unii dintre voi această persoană nu lucrează cu entități de lumină. Vedem ce surprize vor veni. Voi veți învăța, deci, ok, voi veți învăța să lăsați în urmă grijile, să intrați în pace și din gradul de pace să serviți alți oameni, să slujiți altora, poate să fie prin activitățile menționate sau poate să fie prin altceva, dar ideea este că voi vă veți simți bine atunci când produceți schimbări în viața oamenilor, voi vă simțiți bine atunci când ajutați oamenii, voi aveți ceva aparte care nu vă lasă foarte mult să mergeți pe situații ce vă au pe voi în centru. Adică voi nu vă simțiți la fel de bine când faceți ceva pentru voi ca atunci când faceți ceva pentru altcineva. Spre asta vă ghidează cursul vieții în acest moment. Nu este o scuză pentru a vă neglija pe voi, desigur, dar trebuie să știți că scopul vostru este să îi ajutați pe alții, să îi îngrijiți pe alții. Nu în sensul rău, nu în sensul, nu știu, neapărat de dependență, dar practic voi veți fi ca un far în viața altor oameni. Se vor ghida după voi. Bun.
Surprizele voastre, v-am spus, vă găsiți scopul vieții, vă veți găsi pacea și veți învăța să navigați anumite sentimente nu prea plăcute. De asemenea, să vă ascultați intuiția. Asta o veți învăța cu siguranță. Bun. Pentru varianta numărul 2. Voi veți învăța să discerneți între persoanele din jurul vostru cine sunt cei care vă vor binele și cei care sunt invidioși pe voi. Veți avea o perioadă în care veți fi mai singuratici, dar asta nu se întâmplă dintr-un sens rău, ci pur și simplu voi va trebui să vă echilibrați chakrele. Voi va trebui să ajungeți voi la un punct de echilibru. Dacă vă puteți uita la această persoană, această persoană deține controlul, această persoană poate să vadă, să simtă, să perceapă anumite lucruri care nu sunt atât de ușor de văzut pentru alte persoane. Voi, de asemenea, în această perioadă de singurătate, căpătați o înțelepciune foarte rar întâlnită și am să vă zic de ce, pentru că pur și simplu voi reușiți ca prin această izolare să intrați mai mult în contact cu esența voastră. S-ar putea să aveți vise foarte importante, să ajungeți în câmpurile acașice sau să vedeți efectiv ce s-a întâmplat, să vedeți frânturi din ce s-a întâmplat în viețile anterioare. Însă trebuie să țineți cont că și ceea ce s-a întâmplat acolo este doar o parte din ceea ce sunteți voi. Deci nu vă atribuiți acea identitate ca fiind identitatea voastră și gata. Nu, identitatea voastră e mai mult decât ceea ce o să vedeți, dar lucrurile se vor descoperi în timp. De ce? Pentru că ceea ce o să vedeți voi o să fie doar o mască a voastră. Voi ar trebui să lucrați foarte mult cu chakra sacrală pentru un moment și să îmbrățișați în viața voastră energia senzualității, pe care este posibil să o fi ținut ascunsă foarte mult timp și să nu fie acceptată în viața voastră, să nu vreți să o integrați pe baza anumitor credințe ce v-au fost impuse de la o vârstă foarte mică. Ei bine, acum voi trebuie cumva să acceptați că și acea parte a vieții este exact la fel de sacră, la fel de importantă ca și intuiția, ca și spiritualitatea, ca și conexiunea la divin. Nu este o parte de care ar trebui să ne rușinăm, nu este o parte de care ar trebui să ne temem, nu este o parte pe care ar trebui să o considerăm că ne face mai răi sau mai buni într-un oarecare sens, ci pur și simplu este un punct dintr-un întreg. De asemenea, unii dintre voi s-ar putea să fi avut o perioadă de suferință din cauza unei persoane cornute sau în zodie de pământ, chiar dacă nu-i cornută, adică Taur, Fecioară, Capricorn, Berbec și cam atât ar fi zodiile. Ei bine, această persoană nu vă va mai răni. De ce? Pentru că voi veți reuși să vă vindecați, voi veți reuși să integrați aspectele care v-au ținut puțin în loc pentru o perioadă. Și voi veți căpăta foarte multe informații din punct de vedere al intuiției, prin vise, prin viziuni, lucruri de acest gen, dar atenție că s-ar putea să nu fie neapărat pentru toată lumea lucruri foarte drăguțe sau foarte frumoase, s-ar putea să vă sperie primele viziuni, dar trebuie să știți că, din nou, este un punct dintr-un întreg, trebuie să integrați mai multe părți deodată. Ceea ce va veni bun pentru voi, pur și simplu, va fi vindecarea. Veți reuși să
lucrați mai mult cu energia sacrală, care este energia creativității, energia senzualității, veți reuși să integrați această parte în viața voastră astfel încât voi să deveniți mai împliniți și veți, de asemenea, veți lucra foarte mult cu intuiția. Această parte din voi se va activa din ce în ce mai mult și chakrele voastre pur și simplu vor începe să se vindece și să se alinieze. Ghizii voștri lucrează pentru acest lucru, chiar dacă voi nu faceți nimic în acest moment în mod activ, va fi nevoie ca voi să aveți chakrele aliniate. De ce? Pentru că unii dintre voi s-ar putea să aveți energie de vindecător, chiar dacă nu neapărat sunteți în această arie, dar puteți lucra, de exemplu, ca medici, ca psihologi, puteți lucra și ca avocați, dar pur și simplu felul în care voi spuneți anumite lucruri poate vindeca alți oameni, iar pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca voi să fiți aliniați din toate punctele de vedere. După ce se întâmplă toate aceste lucruri, o să începeți să vedeți persoanele la adevărata valoare dinainte să deschidă gura, dinainte să interacționați cu ele, dinainte să spună un simplu bună, voi pur și simplu veți ști ce se întâmplă cu acele persoane, de ce sunt într-un anume fel, vor fi foarte multe lucruri pe care pur și simplu le veți ști. Partea bună, v-am spus, reușiți să vă vindecați, reușiți să vă regăsiți, reușiți să vă concentrați mai mult pe intuiție și să scăpați. Aici s-ar putea să fie cineva care are o oarecare rușine de propriul corp. Ei bine, acea persoană cu siguranță va reuși să se accepte și să se iubească. Această persoană poate fi o persoană care întotdeauna caută să se acopere și să se îmbrace în negru sau în culori închise. Pentru că, într-un fel, prin chestia asta încearcă să se ascunde și să-și ascundă corpul. Bun. Cam atât am avut și pentru varianta numărul 2. Și acum să vedem pentru varianta numărul 3. Bun, aici vom avea mai mult de a face cu persoane care se gândesc să schimbe ceva în legătură cu aspectul lor, în special aici vor fi persoane care doresc să ajungă la o anumită siluetă, să zic așa, din tinerețe sau din copilărie sau ceva de acest gen. Ideea este în felul următor. Voi, indiferent de cum sunteți în acest moment, sunteți sănătoși per general. Ce aș vrea să vă zic aici, ce aveți voi nevoie în acest punct, este strict disciplina. Disciplina și să fiți deciși. De ce? Pentru că singurul lucru care vă împiedică pe voi este pur și simplu faptul că sunteți indeciși dacă să vă apucați, dacă să nu vă apucați. Totuși, dacă vă apucați, de ce anume să încercați, cu ce ar trebui să începeți, vreți atât de mult să faceți lucrurile ca la carte încât vă pierdeți în detalii și exact detaliile astea vă opresc. Adică voi ar trebui aici să preluați un pic din energia berbecilor, să vă aruncați un pic cu capul înainte și după să vedeți cum decurg lucrurile și veți vedea cum lucrurile decurg de la sine. Și dacă, să zicem, nu nimeriți din prima drumul cel bun, veți cunoaște persoane care vă ghidează. Deci, cu siguranță, aici schimbările se vor produce și cumva veți fi ghidați exact către persoanele care trebuie să vă ghideze în această călătorie a voastră. De asemenea, aș vrea să vă zic aici că vor fi anumite persoane care se vor gândi în perioada imediat următoare să apeleze la anumite suplimente, la anumite medicamente în acest aspect sau steroizi. Însă nu este cazul.
Deci la voi cel puțin chiar nu este cazul. Ce vă blochează pe foarte mulți dintre voi din a atinge aspectul dorit este practic felul în care percepeți voi această modificare. De ce? Pentru că voi aveți niște idei preconcepute sau cineva v-a zis anumite lucruri că nu puteți slăbi dacă nu știu ce sau dacă aveți toată familia într-un fel, nu este posibil sau ceva de genul. Și, ei bine, nu este cazul. Pentru că voi puteți, voi aveți această abilitate să vă schimbați corpul. Unii dintre voi puteți fi shapeshifter, dar în sensul în care voi reușiți să vă ajustați corpul după nevoile pe care le aveți într-o anume perioadă a vieții, corpul vostru se adaptează în funcție de acesta. Doar că va fi pur și simplu legat de greutate, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă panicați sau să vă enervați, trebuie pur și simplu să învățați să lucrați cu corpul vostru. Dieta voastră pe care ar fi bine să o purtați, să o aveți, pardon, este un pic mai atipică față de ce, cum percepem noi o dietă în mod obișnuit, în sensul în care pe voi vă pot ajuta foarte mult alimentele galbene, mâncărurile galbene și portocalii. Țineți cont de alimente care corespund culorilor sau corespund chakrelor inferioare. Roșu, portocaliu, galben. Țineți cont de ele. Pentru că acele alimente cumva pe voi vă ajută în puncte cheie în legătură cu organismul vostru. Nu știu să vă explic cum, pentru că nu am cunoștințele necesare, însă asta pot vedea pentru voi din cărți. Eventual, un nutriționist poate ajuta să vă descifreze chestia asta, dar eu vă pot zice doar ce văd din cărți. Metoda voastră de abordare în această situație va trebui să fie una de copil, în sensul în care să nu mai percepeți ca fiind ceva atât de imperios necesar, voi trebuie să o luați ca și cum ar fi ceva, un drum de care sunteți curioși, un drum la care sunteți conștienți că dacă vreți puteți renunța, dar totuși sunteți curioși să vedeți unde puteți ajunge dacă jucați jocul după regulile sale. S-ar putea să aveți într-un vis un mic semn în legătură cu ce ar trebui să mâncați ziua respectivă, să zicem, nu știu, unii visează strugure și nici nu-și dau seama că de fapt strugurele acela poate să fie foarte important pentru dieta lor și să zicem îi ajută într-un anume fel. Dau un exemplu. Deci, țineți cont de aceste lucruri pentru că vă vin cu un anume scop. Strămoșii voștri vă vor trimite tot felul de semne, persoane în calea voastră cu care să discutați despre acest domeniu și care să vă ghideze pe drumul cel bun pentru voi și să vă zică exact ce trebuie, ce nu trebuie. Chiar și pentru persoanele care vor spune, da, dar eu nu permit și așa mai departe, cu siguranță veți întâlni o persoană care va fi dornică să vă ajute să alegeți alimentele mai bine sau găsiți un program online sau ceva de acest gen, dar cu siguranță aici veți găsi ghidare într-un fel sau altul. Doar renunțați la stresul acesta legat de a lua o decizie. Doar țineți-vă de situația aceasta și preluați-o ca o joacă, nu ca fiind ceva imperios necesar, pentru că voi, cu cât vă gândiți că este ceva neapărat trebuie să se întâmple, cu atât mai ușor renunțați. Atâta timp cât voi percepeți lucrurile grele ca fiind ceva interesant, nu neapărat plăcut, dar interesant, vă este mult mai ușor să acceptați toată situația și să vă conformați. Cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!